Claudiu Bleonț, Cezara Dafinescu, Marcel Iureș, Horațiu Mălăele, Maia Morgenstern, Dan Puric sau Florin Piersic Junior vin la Teatrul Dramatic din Petroșani în spectacolul de gală la împlinirea 7 decenii de existență a instituției de cultură de la noi. Teatrul Ion de Sârbu marchează astfel evenimentul de anvergură, iar totul pornește în 26 mai de la Casa lui Ion de Sârbu. Vor fi decernate titluri de cetățeni de onoare, vor avea loc vernisaje și se va asculta chiar operă pe această scenă, spectacolele urmând să se desfășoare timp de 11 zile în acest loc. Este vorba de aniversarea celor 70 de ani de la înființarea teatrului. Este o vârstă frumoasă, e o vârstă care ne face să ne simțim importanți în aceste câteva zile care urmează să aniverseze această frumoasă vârstă a teatrului. Am încercat să punctăm această, să zic așa, trecere prin zona teatrală, dar să aducem și mici evenimente care să iasă puțin din sfera teatrală, și anume spectacole de operă și spectacole de balet, dans, pentru că consider că publicul din Valea Jiului e un public doritor în urma semnalelor, multiplelor semnale pe care le-am primit din partea publicului. Este unul dintre cele mai importante proiecte pe care Teatrul din Petroșani le organizează și pentru aceasta Consiliul Județean a alocat suma de 300.000 de lei. Bugetul din acest an al instituției de la Petroșani fiind cel mai mare pe care l-a avut vreodată. Anul acesta se împlinesc 70 de ani de la înființarea teatrului și era un lucru cert că trebuia să pregătim un eveniment. Dar acest eveniment pe care îl pregătim, această gală, este cu totul și cu totul ceva deosebit, unic pentru județul Hunedoara și probabil unul dintre evenimentele importante care se desfășoară în acest an la nivel național. Este cel mai mare buget pe care îl are teatrul I de Sârbu. Cel puțin din punct de vedere al bugetului este cu 80% mai mare decât bugetul din anul precedent. Teatrul poartă numele lui Ion de Sârbu și chiar dacă actorii de aici ar fi vrut să pună în scenă o piesă biografică, nu au reușit decât să organizeze acel marș de la Casa Memorială din Petrila. Am încercat să facem acest lucru și să deschidem gala cu un marș de la Casa Memorială a lui Ion de Sârbu din Petrila până la Petroșani, un marș pe care actorii teatrului îl vor parcurge așa ca un soi de drum inițiatic, ca o golgotă pe care asemenea lui Iisus o vor parcurge și actorii teatrului în sens simbolic. Din păcate, chiar aveam urmat să desfășurăm un proiect care nu se va mai întâmpla și n-aș vrea să-i, mă rog, au fost niște discuții cu soția lui Ion de Sârbu, care nu a acceptat să, și da, poate că n-ar fi rău să fac publică chestia asta, nu a acceptat să fie montată o piesă de teatru care să aibă ca subiect pe Ion de Sârbu, a preferat sau cumva a condiționat ca dacă Teatrul din Petroșani montează ceva despre Ion de Sârbu să fie doar o piesă de teatru, una dintre piesele de teatru pe care le-a scris Ion de Sârbu. Iar lucrul ăsta a dat puțin peste cap programul teatrului, pentru că așa ne pregătisem să deschidem această gală cu un spectacol care s-ar fi numit Visul de Aur al Omenirii. Mă rog, e unul dintre sloganurile lui Gari Sârbu. Dânsa a preferat să nu facem, sau mă rog, să nu-și dea acordul pentru această montare și atunci am renunțat. Teatrul Dramatic Ion de Sârbu va acorda titluri de cetățean de onoare mai multor actori care vor veni aici, iar spectacolele vor avea prețurile similare cu cele din orice stagiune. Suntem așadar așteptați în perioada 26 mai 5 iunie la o avalanșă culturală dedicată celor 70 de ani de existență a unuia dintre cele mai importante teatre din România.
Investițiile din stațiile de tratare a apei și-au arătat eficiența, mai ales acum primăvara. Ploile, aluviunile lăsate de cei care exploatează pădurile și efectele de topire a zăpezii nu au fost impedimente acolo unde sunt finalizate investițiile. Cele care nu sunt performante însă stau mai mult închise și se folosesc reactiv în cantități mari. Ploile din ultimul timp deja au creat unele probleme, dar faptul că stația în Jieț a fost reabilitată, a fost benefic pentru locuitorii Văijiului, se vede în contrapartidă cu stația Taia, care este închisă foarte mult acum datorită ploilor și apei cu nămol care intră în stație. În partea cealaltă nu avem probleme, mă refer la Valea de Pești. În acest an vor fi reabilitate stațiile de tratare la care nu s-au făcut investiții și apoi ploile nu vor mai crea probleme deloc. Conform contractelor care urmează a fi semnate și stația Taia și stația Zănoaga vor fi reabilitate în maxim 2 ani de zile, Valea Jiului nu va mai avea probleme cu alimentarea cu apă, chiar dacă ploile vor face ravagii în Valea Jiului. Cea mai afectată stație este cea de pe Taia, acolo unde acum se văd efectele tăierii pădurilor. Însă, în perioada următoare vor începe lucrări, finanțarea fiind deja asigurată prin Programul Operațional de Infrastructură Mare, care a fost semnat anul trecut și a cărui implementare a început în această lună. Unitatea medicală din Uricani, care nu a funcționat niciodată și care a găzduit doar câteva cabinete ale medicilor de familie, devine și centru de îngrijire pentru adulți. Investiția este a Consiliului Județean Hunedoara și responsabilii acestei instituții spun că îl inaugurează în câteva luni, când vor fi gata lucrările. Suntem siguri că în această vară vom inaugura centru de îngrijire și asistență de la Uricani, unde iarăși avem o investiție destul de consistentă pe care am avut-o pe parcursul anului trecut și o finalizăm în acest an, încât acea unitate medico-socială care n-a funcționat niciodată, care a fost dintr-o aripă a vechiului spital, să poată să fie funcțională și să avem un centru de îngrijire și asistență adulți. Iar este un alt obiectiv pe care în acest an vrem ca să îl dăm în folosință. În corpul A al clădirii funcționează mai multe cabinete cu medici de familie, ori cabinete de specialitate, însă clădirea nu a funcționat ca spital de ani buni, nefiind construită după standardele necesare acestei activități. În toți acești ani, administrația locală și primarii care s-au perindat la Uricani au căutat să transforme unitatea în spital, mai ales că oamenii bolnavi care ar fi avut nevoie de consultații veneau chiar și din câmpul lui Neag. Spitalul din Uricani a fost închis în 2003, când a fost considerat mic și ineficient. În 2007, primăria Uricani și Ministerul Sănătății au început renovarea clădirii, care a costat aproximativ 800.000 de lei, iar în corpul A sunt cabinete de medicină internă, pediatrie, ORL, ginecologie și oftalmologie. An de an, liceenii de la Colegiul Național Mihai Eminescu organizează un adevărat regal culinar și muzical cu ocazia Zilei Europei. Sunt manifestările ce implică într-un spectacol inedit, în care tinerii își creează costume, gătesc în stilul țărilor din Uniunea Europeană și dansează câte un dans specific fiecăreia. Și în acest an a fost la fel. Și dintre toți, nu putea să nu se distingă România. Cu ce s-a pregătit România? Am avut fasolele la cuptor cu ciolan, aperitiv, grătar, au făcut grătarul fix de dimineață colegii, mămăligă, zacuscă, usturoi. Și cu siguranță un dans. Da, au pregătit un dans, ok, frumos. Cu ce v-ați pregătit voi Ungaria? Păi, prima oară cu un dans tradițional cearda și ca preparate am pregătit preparate tradiționale cum ar fi gulaș, compot, chifteluțe și mai diferite preparate.
Este o zi deosebită azi pentru că, așa cum a spus înainte, a devenit tradiție și mai mult decât atât, ziua de astăzi are o triplă semnificație. Noi sărbătorim o dublă semnificație, după cum ați văzut că avem și o expoziție în ceea ce privește independența României și încercăm ca prin aceste activități, în mod subliminal, să le imprimăm la copii atât conștiința națională, cât și conștiința cetățeanului european, după cum vedeți, și tradițiile și obiceiurile acestor țări. Dincolo de spectacolul de muzică, gusturi și culoare, pe holul liceului a fost organizată o expoziție, ce a fost ulterior vernizată în foaierul Teatrului Dramatic Ion de Sârbu și dedicată Zilei Independenței. Am lucrat o expoziție pe care am intitulat-o România sub semnul independenței. Este, am spus-o și ieri la Cercul Eroilor, omagiul nostru adus celor aproape 10.000 de militari români care au fost scoși din luptă în 1877-78 pe câmpiile Bulgariei și mulți din ei, aproape 4.000, îngrașă și acum solul acelor teritorii. Expoziția a fost concepută în plecând de la patru evenimente foarte importante. Independența, declarația de independență de fapt, apoi Plevna, cea mai mare bătălie care s-a dat în 1877, tratatele, cel de la San Stefano și Berlin și, după cum se știe, în 1878 România anexează Dobrogea, insula Șerpilor și delta Dunării, conform tratatelor de la San Stefano și Berlin. Apoi, expoziția continuă cu aliatul, adică Rusia, învinsul, adică Imperiul Otoman, și după aceea actorii care au fost principali în acest demers. Expoziția cuprinde tot ce a însemnat independența României, una câștigată în opinci, așa cum au arătat elevii și profesorii care au organizat totul. Europa și independența României sunt legate între ele prin acest eveniment, ce are loc an de an la 9 mai. Și liceenii sunt mereu încurajați să afle cât mai multe prin astfel de jocuri antrenante.